Partidul Republican a inițiat discuții cu toate forțele patriotice care au ca obiectiv să pună România și românii pe primul loc, înaintea oricăror interese potrivnice, din exterior sau din interior. Ca urmare acestor întâlniri, Partidul Republican va evalua prin consensul membrilor variantele de a prezenta un candidat la alegerile prezidențiale, liste proprii la alegerile parlamentare sau de a încheia și sprijini un candidat al unei alianțe. În acest an, românii și româncele merg la vot pentru unele dintre cele mai importante alegeri de după 1989. Aceste alegeri sunt despre lupta unei românii democratice, care are de ales un parcurs istoric spre valorile occidentale ale libertății și respectării drepturilor omului, transmite președintele Partidului Republican Marian Cucșa. Rezultatele acestor evaluări și deciziile luate vor fi prezentate public în data de 26 septembrie.